Bun venit! Vă propun un exemplu de organizare a unei activități de învățare pentru tema din programa școlară, instrucțiuni, comenzi pentru implementarea în limbaj de programare a structurilor repetitive, din cadrul unității de învățare limbaje de programare structuri repetitive. Această resursă se adresează cadrelor didactice. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică, dotat cu acces la internet și videoproiector, sau online, utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Pentru implementarea în limbajul de programare C++ a algoritmilor discutați, poate fi utilizat mediul de programare CodeBlock sau un mediu de programare online. Pentru prezentarea și explicarea aplicațiilor propuse, vă propun un timp total de lucru de 40 de minute. Profesorul inițiază o conversație introductivă în scopul actualizării achizițiilor dobândite anterior, prezintă structura repetitivă cu test final și propune rezolvarea unor probleme care utilizează structura repetitivă cu test final și implementarea în limbajul de programare C++ a algoritmilor identificați. Din cele 40 de minute, vă propun ca timp de 10 minute să prezentați elevilor filmul pe care îl regăsiți în linkul afișat pe ecran și pe care, de altfel, l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritm ce combine structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă cu test final și să testeze aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. În această lecție vom învăța cum putem utiliza în rezolvarea de probleme structura repetitivă cu test final, do-while. Să ne reamintim, structura repetitivă cu test final sau condiționată posterior se utilizează pentru efectuarea în mod repetat a unui set de instrucțiuni. Principiul de execuție pentru structura repetitivă cu test final este următorul. La pasul 1 se execută setul de instrucțiuni. La pasul 2 se evaluează expresia logică. Dacă valoarea rezultată este fals, se iese din structura repetitivă, iar în caz contrar, se revine la pasul 1. Modalitatea de implementare a structurii repetitive cu test final în limbajul de programare C++ este do, instrucțiune între acolade, while, expresie logică. Se observă că instrucțiunea din interiorul structurii se va executa cel puțin o dată. Do-while reprezintă o structură repetitivă cu număr necunoscut de pași și cu test final. Modalitatea de execuție a structurii prezentate este: se execută instrucțiune, se evaluează expresia logică, rezultatul evaluării va fi adevărat sau fals. Dacă rezultatul este adevărat, se reia execuția instrucțiunii. Dacă rezultatul este fals, se trece la executarea instrucțiunii de după instrucțiunea do-while. Să exersăm împreună. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran, precedat de un mesaj informativ, numărul său de cifre. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre corespunzătoare numărului 0 este 1. Iar dacă n egal cu 1234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre corespunzătoare numărului 1234 este 4. În programul principal se declară variabila întreagă n, variabila nc, în care se calculează numărul de cifre al variabilei n, și variabila copie n,
în care se va reține valoarea inițială a variabilei n. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila dată. Variabila nc primește prin inițializare valoarea 0. Se utilizează structura repetitivă cu test final do while și se elimină în mod repetat cifre din n și se mărește cu câte o unitate valoarea variabilei nc. Din instrucțiunea do while se va ieși în momentul în care toate cifrele lui n au fost eliminate și deci n are în final valoarea 0. Cu ajutorul instrucțiunii cout se va afișa, precedat de un mesaj informativ, numărul de cifre corespunzătoare valorii inițiale a variabilei n. La execuția programului, dacă pentru variabila n se citește valoarea 0, mesajul afișat va fi: numărul de cifre corespunzătoare numărului 0 este 1, iar la o nouă execuție pentru n egal cu 1234, mesajul este: numărul de cifre corespunzătoare numărului 1234 este 4. Să exersăm împreună. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și o cifră C și afișează pe ecran, precedat de un mesaj informativ, numărul de apariții ale cifrei C în numărul n. De exemplu, dacă n egal cu 0 și C egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul: numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul 0 este 1, iar dacă n egal cu 102030 și C egal cu 0, atunci mesajul afișat în urma execuției programului va fi: numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul 102030 este 3. În programul principal se declară variabilele întregi n, c, na și copie n. Valoarea variabilei na va fi 0. Se citesc valori de intrare de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii sin. Fiecare operație de citire este precedată de afișarea unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila n, respectiv pentru variabila C. Variabila copie n preia valoarea variabilei n. Se utilizează structura repetitivă cu test final do while și se verifică dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este egală cu C, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei na. La fiecare pas, după această verificare, este eliminată ultima cifră din n. Din instrucțiunea do while se va ieși în momentul în care toate cifrele lui n au fost eliminate și deci n are în final valoarea 0. Cu ajutorul instrucțiunii cout se va afișa, precedat de un mesaj informativ, numărul de apariții ale cifrei c în n, valoare calculată în variabila na. La execuția programului, dacă pentru n se citește valoarea 0 și pentru c se citește tot valoarea 0, mesajul afișat va fi: numărul de apariții ale cifrei 0, numărul 0 este 1, iar la o nouă execuție, dacă n este egal cu 102030 și c este egal cu 0, mesajul afișat va fi: numărul de apariție ale cifrei 0, numărul 102030, este 3. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran câte cifre pare conține. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 1, iar dacă n egal cu 12340, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 3. Cifrele pare fiind 2, 4 și 0. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți utiliza structura repetitivă cu test final în scrierea programelor în limbajul de programare C++.
Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și cum a realizat implementarea acestuia în limbajul de programare C++. Activitatea continuă pentru încă 10 minute cu prezentarea algoritmului de rezolvare pentru problema propusă anterior, în situația în care elevii nu au identificat un astfel de algoritm. Prezentarea aplicațiilor propuse pentru exersarea noțiunilor noi dobândite se regăsește în filmul de la adresa prezentată pe ecran și pe care l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritm ce combină structura secvențială alternativă și repetitivă cu test final și să testeze aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural N, cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran un mesaj informativ și numărul de cifre egale cu 0 pe care le conține. De exemplu, dacă N egal cu 0, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre egale cu 0 corespunzătoare este 1, iar dacă n egal cu 100 2034, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre egale cu 0 corespunzătoare este 2. În programul principal se declară variabilele întregi n și n0. Variabila n0 se folosește pentru numărarea cifrelor egale cu 0 din n. Se citește de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii sin o valoare pentru variabila n. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila n. Se utilizează instrucțiunea repetitivă do while, prin care se verifică la fiecare iterație dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este cifra 0, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei n0. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n, iar când valoarea variabilei n la un moment dat va fi 0, se va ieși din instrucțiunea repetitivă do while. La finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei n0, precedată de un mesaj informativ. La execuția programului pentru n egal cu 0, mesajul este numărul de cifre egale cu 0 corespunzătoare este 1. La o nouă execuție pentru n egal cu 100 2034, mesajul afișat va fi numărul de cifre egale cu 0 corespunzătoare este 2. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural N cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran un mesaj informativ și numărul de cifre pătrate perfecte pe care le conține. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre pătrate perfecte corespunzătoare este 1, iar pentru n egal cu 19234, în urma execuției programului, pe ecran se va afișa mesajul numărul de cifre pătrate perfecte corespunzătoare este 3, acestea fiind 1, 9 și 4. În programul principal se declară variabilele întregi n și np. Variabila np este inițializată cu valoarea 0. Se citește de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii sin o valoare pentru variabila n. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila n.
se utilizează instrucțiunea repetitivă while, prin care se verifică la fiecare iterație dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este o cifră cu o valoare pătrat perfect, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei np. O cifră decimală este cifră pătrat perfect dacă aparține mulțimii ce conține elementele 0, 1, 4 și 9. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n. Când valoarea variabilei n la un moment dat va fi 0, se va ieși din structura repetitivă do while. În finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei np, precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă pentru n se citește valoarea 0, mesajul afișat va fi: numărul de cifre pătrate perfecte corespunzătoare este 1. La o nouă execuție, pentru valoarea variabilei n egală cu 19234, mesajul afișat este: numărul de cifre pătrate perfecte corespunzătoare este 3. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran numărul de cifre pare și numărul de cifre impare pe care le conține. Cele două numere vor fi precedate fiecare de câte un mesaj informativ. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul de cifre pare corespunzătoare este 1 și pe linia următoare numărul de cifre impare corespunzătoare este 0, iar dacă n egal cu 10234, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajele: numărul de cifre pare corespunzătoare este 3, numărul de cifre impare corespunzătoare este 2. În programul principal se declară variabilele întregi n, np și ni. Cu ajutorul instrucțiunii sin se citește de la tastatură o valoare pentru variabila întreagă n. Citirea de la tastatură este precedată de afișarea unui mesaj în care utilizatorul este invitat să tasteze o valoare pentru variabila n. La declarare, cele două variabile np și ni, în care se calculează numărul de cifre pare, respectiv numărul de cifre impare corespunzătoare valorii variabilei n, se inițializează cu valoarea 0. Se utilizează instrucțiunea repetitivă do while, prin care se verifică la fiecare iterație dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este o cifră cu valoare par, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei np, iar dacă este o valoare impară, se mărește cu o unitate valoarea variabilei ni. O cifră decimală este cifră pară dacă restul împărțirii sale la 2 este 0. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n. Dacă valoarea variabilei n la un moment dat va fi egală cu 0, se va ieși în acel moment din instrucțiunea repetitivă do while. La finalul algoritmului se afișează pe rânduri diferite valorile variabilelor np și ni precedată de câte un mesaj informativ. Pentru n egal cu 0, mesajele sunt: numărul de cifre pare corespunzătoare este 1 și numărul de cifre impare corespunzătoare este 0. Pentru n egal cu 10234, mesajele vor fi: numărul de cifre pare corespunzătoare este 3 și numărul de cifre impare corespunzătoare este 2. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran suma cifrelor pare și produsul celor impare conținute de n. Cele două valori vor fi precedate fiecare de câte un mesaj informativ. Numărul n conține atât cifre pare cât și cifre impare. Dacă n egal cu 10, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează: suma cifrelor pare corespunzătoare este 0, produsul cifrelor impare corespunzătoare este 1.
Dacă n egal cu 10.234 atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează, suma cifrelor pare corespunzătoare este 6, produsul cifrelor impare corespunzătoare este 3. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme. Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și cum se realizează implementarea acestuia în limbajul de programare C++. Pentru obținerea unui feedback rapid, se testează soluțiile oferite utilizând un mediu de programare specific limbajului de programare C++. După caz, profesorul oferă explicații suplimentare la sarcinile de lucru unde elevii au întâmpinat dificultăți sau au greșit în mod sistematic. Pentru stimularea performanței, elevii capabili de performanță pot primi sarcini de lucru diferențiate. Regăsiți pe ecran un astfel de exemplu.